pentru care v-a arestat și când v-a arestat? Spre fericirea mea, eu am fost arestat tocmai în momentul când a terminat fenomenul de la Pitești. Asta era iadul de la Pitești. Am fost arestat la ziua de 20 mai 1952. Am dat ultimul examen la facultate sâmbătă, seara, și m-a arestat. Deci, am intrat în închisoare cu facultatea terminată. Nu aveam luat însă licența pe care nu mi-a dat voie să dau nici când am ieșit în 64, am dat-o abia în 70, profilându-mă așa cu ajutorul unui profesor al meu, profesorul meu care, la care aveam licența, m-a anunțat că a apărut un decret prin care Ministerul Învățământului dădea voie tuturor celor care de-a lungul timpului, începând din 45 până în 70, când 70 a apărut, nu și-au dat examenele de licență și de asta, să se prezinte, să le dea. Și eu, un om, dădusem-i așa mândrățețe, m-am făcut teza la profesorul meu de bizantinologie și eu voiam să fac bizantinologie. Și profesorul m-a spus, zice, vrei să fac bizantinologie, trebuie să vieți greacă și latină. Și m-am apucat. Am fost arestat, am stat la Julava 3 ani și ceva și după 3 ani m-a judecat și m-a condamnat 5 ani. M-am dus la Gherla, m-am stat și la Gherla un an și în noiembrie 56, în noiembrie 55, m-am eliberat cu un decret de grațiere. Cei care aveau până la 5 ani, eu aveam 5 ani de condamnare, sunt puși în libertate. Și m-a pus în libertate. M-a pus în libertate, era o situație inițial mai... Atunci a început conflictul între Comitetul Central al Partidului Comunist Român cu Rușii. Și Gheorghiu Udeș, care s-a dus la Moscova și după ce voiau să ia legătură cu Occidentul, să trateze cu Occidentul ca să aibă cu cine face schimburi economice și să fie ajutat să fie Occident. Și Occidentul le-a pus le-a spus că nu pot, decât dacă le-a pus condiția să elibereze. Și ei au dat un decret de grațiere, dar au dat mai până la 5 ani. Cei că majoritatea erau condamnați la 10 ani, la 15, la 20 ani, 25, pe viață. Nu erau atunci prea mulți condamnați cu pedepse mari, că până când a apărut securitatea, până când justiția a dat pedepse mai... Nu se dea pentru orice fleac, că ai spus o glumă despre comunism și despre asta, să-ți dea 20 de ani, îți dădea un an, jumătate, 3 ani, așa încât s-a ieșit mai ușor. Eu am ieșit și m-am înscris la facultatea de limbi clasice, adică greca și latină, și am făcut un an de zile și exact la un an de la eliberare, m-am eliberat pe 10 noiembrie 1955 și am fost realizat pe 10 noiembrie 1956. A început evenimentele din Ungaria și ne-a acuzat pe noi, cei care eram câțiva studenți, erau toate
în legătură cu proiectul, dar vreo 10 cu 20 studenți care au făcut deja niște ani de închisoare, ne-a acuzat pe noi că am instigat în studențimea română ca să facă o manifestație de solidaritate cu studențimea ungară care și ne-a pus că noi am mai instigat și ne-a condamnat. De data asta era securitatea și de securitatea dicta condamnarea. Pe mine m-a condamnat 20 de ani, de Marcel l-a condamnat 25 de ani, de așa zis un șef, că ne-a găsit și un șef. L-a condamnat muncă zilnică pe viață și am început a doua parte a închisorii. Am fost condamnat și trimis stat un an pe la jilama și nu știu de ce, pe mine, când m-am băgat în jilama, am stat. M-am băgat cu dreptul comun. Și am stat cu ei în rang, pe m-am băgat cu cu sioniști, cu tineretul sionist era atunci cu evrei, sioniști evrei au făcut să tocmai să înființase statul Israel și a făcut o mișcare aici și au fost arestați tineretul sionist și am stat vreo lună de zile, am stat cu vreo, da, am băgat și i-a zis, când m-am băgat în amântul, i-a zis, uite-mă, m-am adus un legionar, zice, judecați-l. Și m-am băgat de unul. Au fost atât, a venit la mine, am vorbit cu ei și șeful lor a venit la mine și mi-a spus, domnule, dumneavoastră știți că noi, tineretul sionist, ne facem educația după care deschid ca șefului de cuib, a fost tradus în ebraica veche și ne facem educația pe aceeași capitul pe care v-ați avut și dumneavoastră. Și acum am un prietenit cu ei, erau câțiva din Iașa, arestanții, majoritatea erau după București, dar și ăsta erau vreo 30 de tineri. În care aveam însă alt regim. Noi nu aveam voie să scrim acasă, să le spunem ce vor de acasă de aici și nu aveam voie să primim nici scrisori de acasă și nici pachet, nici ei aveau și pachet, voie să primească, vedeau și la vorbitoriu părinților sau cei care rămăsese dintre ei afară și am stat o lună de zile sau nu m-am pus nimic, m-am scutit de orice polvoare în care trebuia să-și facă. Eu eram, atunci aveam 28 de ani, 30. Deci aveați 28, când v-a arestat, cât aveați? Ați terminat, aveați? Prima dată când m-a arestat, aveam 23 de ani. Și la a doua arestare? La a doua arestare aveam 28-29 de ani și între timp anii au trecut, 57-58 și în 57 m-am băgat la Jilava, am stat cam o jumătate de an la Jilava și pe urmă m-a trimis la Iuda. Cum ați primit vestea arestării? A doua, era, știam ce să mă aresteze, însă prima dată am fost foarte surprins. Terminase facultatea și trebuia să, pe atunci se făcea studenții făceau armata în cadrul facultății. Aveam ofițeri care veneau de la mine și trebuia să ne ducem să facem o lună de zile de practică de eram artilerie, dați noi istoria și să facem instrucții cu ostașii care făceau, erau la artilerie. Și au venit, ne-am dus ca să facem asta,
m-am dus la facultate de și așteptam să vină profesorul și a venit la mine, a venit cine e Andronescu, Andronescu, mult nu ne cunoștea, că era altă facultate. Ne chemase la facultatea de științe naturale, după trei. Și m-a zis ce poftim pe la cancelare. M-am dus la cancelare și nu era nimeni, era șeful cancelarului acolo și m-am uitat în dreapta, în stânga, așteptau pe cineze. Au primit telefon și au fost îndemnați să mă cheme și să nu dea voie să plec. Eu când am văzut cane, mi-am dat seama că e ceva în neregulă și am încercat să ies afară. A zis, nu aveți voie să dați, ci nu, m-a salat asta dumneavoastră. Și dăptându-mă voie, am venit în securitate. A apărut o mașină, m-a suit în mașină și unul în dreapta, altul în stânga și m-a dus. Mi-a pus ochelarii ochi, pentru prima dată erau ochelari care să nu vezi în dreapta, în stânga. Și nu vedeam că erau, așa zis, ochelari ochi care avea din loc de lentină, avea o bucă de tablă, o tablă de aia. Și nu vedeam decât dacă ne uitam așa în sus sau în jos. M-a dus la arestul, unde acum închisoarea Rahova era, arest al Ministerului de Interne al Securității și am băgat într-o celulă, am început închisoarea. M-a luat la anchete, ancheta a fost destul de nu era încă o perioadă când nu aveau voie să bată anchetatorii. Mi-a dat câțiva palme și bușături interese, dar n-a fost o păcare așa cum a fost a doua oară sistematică. Știi, civil, zicea că ne bătea, zicea șeful care conducea asta, zicea ușor, băi, să nu, că mă băgase o cârpă în pulă, nu știu ce mă băga, un prosop în pulă, și mă sufocam cu ușor să nu se sufoce, să moară cârpa. Îmi plătit de bun. Și cel care făcea măținarea, se poate, domnul capitan. Zice, noi lucrăm științific. Și? Deci am fost prima dată arestat și am făcut 3 ani și jumătate și după 3 ani și jumătate m-am eliberat. M-am înscris la facultate, eram încă tânăr, aveam 26 de ani în 55 când am arestat o casă, 27 de ani. Și m-am înscris la facultate, am dat primul an și toamna în octombrie, sfârșit de octombrie, a izbucnit Revoluția din Ungaria. Și, bineînțeles, că și în Ungaria, ca și în România, în linia întâi au fost studenții. Și studenții noștri au hotărât, nu știu, eu eram conștient că pe noi ne va trage la răspunde că noi am vrăjbit pe asta. Studenții mei i-am instigat să ies în stradă. Și ne-a arestat, a făcut comitetul de punere de acord a celor 4 mari centri universitari din țară, București, Iași, Cluj și Timișoara, când ne-am dus. Eu am de întâmplător o lună și ceva înainte de evenimente din Ungaria, m-am dus la Cluj. Ziceți, am dus la Cluj deja să pregătiți evoluția acolo. Și... Bun, dar nu în închisorii. Ce sentimente v-au încercat? La început a fost surprindere că v-a arestat. Închisoarea a fost grea primul an. Pe urmă am ajuns la o concluzie. Că dacă este ne eliberăm, ne vom elibera la termen
făcând o nivelație sau ne vom elibera cu toți odată datorită evenimentelor Olimpice Naționale. Și așa s-a și întâmplat. M-a dus la Iuden în toamna lui 57, m-a dus la Iud și acolo m-am băgat în cameră cu prințul Mica. Cu prințul Mica care eu, în cartea pe care am scris-o, Reducarea de la Iud, am spus că dacă ar fi să se facă o statuie pentru demnitatea umană în aia, aș pune bustul prințului Mica. Că ceva impresionat de domnul la prințul Mica? Mai înțelepciunea pe care v-am spus. Am stat cu el 3 luni, m-am împrietenit cu el, i-am povestit cum sunt, cine sunt, cu ani și pe urmă, el a dispărut deodată când a fost luat. Noi am crezut că a fost dus în altă parte și asta, dar a fost luat să-l ducă prin țară și să-l determine să-și facă el lei cu care să ducă prin țară să vadă realizările regiunului, l-a dus la Bucaz, l-a dus la fabrica de tractoare de la Brașov, l-a dus pe la Cluj, l-a dus la București, să vadă blocurile care s-au făcut și care... Și când l-a adus la noi, ne-a strâns să ne spună, zice, să spună prințul Mica ce-a văzut el prin țară și ce i-a plăcut lui mai mult din ce-a văzut. Și prințul Mica zice, noi, în drumul pe care l-am făcut, am trecut și pe malul Mureșului. Și am văzut niște sărți plângătoare atât de frumoase, cât au și am văzut prințul Mica, după ce l-am dus o lună de zile, l-am dus prin țară să vadă ce s-a făcut, ce a făcut regimul nostru popular. El lui i-a plăcut sărțile plângătoare după malul Mureșului. Și am stat și eu în primele zile am încercat să îl locuiesc pe personul la serie. El avea 70 de ani trecut și făcea de 45, făcea pușcălie. Am fost să-i mă duc eu în locul lui. Când îi venea rândul să mă iau prin cameră, să ducă din ea, să zice aia, și n-a acceptat nimeni. El și-a făcut toate ceea ce venea lui să facă, trebuia să facă noaptea, a măturat pe jos, a spălat inedele de mândărie, că trebuia să aruncăm la un canal acolo și omul s-a comportat ca și cum nu accepta să fie și eu, la un moment dat, în primele zile ne-a spus la... Nu m-a apropiat să prea mult de primele zile de prințul Mica, ne-a scos la plimbar și era regula că când treceai pe lângă un cadru de asta, de un gardian, ofițer de la gardian până la colonel, trebuia să aveam o cipilică de aia în cap, așa, ca și hainele bargate și trebuia să scoți asta și să se trezi de un șef. Și eu n-am, nici nu știam și nici n-am observat să, și chiar n-am vrut să. Și m-a lăsat și am făcut plimbarea și pe unul mi-a scos și mi-a băgat în camere și eu am intrat în ultimul. Așa le zice, vino acasă. Mă zice, cum te cheamă? M-a notat și peste o oră a venit cu probarea să mă bage la izolare 7 zile pentru faptul că nu l-am salutat pe ăla și că i-am răspuns urât când era bătul ăla al patrulea, nu știi să salute, treabă. Eu zic, mai băg și că n-am mâncat într-o strachenă împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu, să n-ați mâncat într-o strachenă cu mine. Așa că
Și el s-a simțit jignit și m-a plecat la izolare. Când am venit de la izolare, Prințul Ica m-a primit că la izolare era cumplit. Era nu era chiar de arde, era o toamnă mai din furie, așa, prin septembrie. Septembrie, octombrie și frig n-a fost așa frig, dar la izolare o zis, da, să mănânci două nu. Și camera era complet goală, n-aveai pe ce să stai de loc și te așezi să te odinești. Ne rezervam pe zi. Ne băga seara la 10, ne băga trebuia să ne bagi o pătură, dar de obicei ne băga o zdreanță de pătură care a fost vorba unei adeste. Băi, asta a fost pătură la primul război mondial, pătură de cai. Și nu te puteai odihni, dar trebuia tot timpul să mărșim, mai ales iarna când ne băga. În decembrie, ianuarie, februarie, în timpul când era gerul și era complet, că băga cu o hăinuță de asta, de zeziu de tine, o mașta și tremurai de... Și nu ne puteam, trebuia să facem mișcări de gimnastică, de toată noaptea, ne mă plimbam prin camere și ajunsesem, mă învățasem să dorm mergând. Trebuie, el să mă privea pe vizietă și dacă vedea că mă las de perete și asta, deschidea vizietă și mișcă de acolo, nu trebuie să vadă pe de zic, unde vreți să stau? Zice, jos! Cum o să stau jos? E ciment. Mă certeam, mai unii dintre noi, îi mai înjuram când ne făceam, ne înjurai pe noi, am mărte, mă avea mărte și cum se zice, și era foarte greu. Când ne întorceam în cameră de la izolare, ne întorceam de pe zi, nu știu ce, mie mi-a prins singurătatea, mă simțeam foarte bine singur și am descoperit în a doua parte a închisoarea a răsarea a doua oară, mi-am descoperit o vocație. Căutam poezii de Gir, de Braga, de Alghezi, poezii din memorate, pătrundeau cu mintea, că știam eu două, trei poezii, trei, patru, cinci, și ajunsese că în închisorile din România circulau aproape în opere complete și Braga și Alghezi, iar nu mai vorbesc Gir, care îi făceam acolo, în închisoare făcea poezia și a venit și Crainic, care de asemenea era un scriitor consacrat și era cunoscut ca poet. Și că venim vorba de Crainic, săracul, Crainic avea o neputință. Era frământ, era pe trei, dacă pară de scrisul lui bine, era un vecior de țăran prin Bărăgan, prin o comună de Bărăgan, îl chema de fapt el, îl chema Dobre Ion. Ion Dobre Crainic era pseudonimul literar al Nichifor Crainic și așa a rămas cunoscut în literatura română și în rândul celor care a făcut, a rămas Nichifor Crainic. Și pentru că veni vorba de Nichifor Crainic, aici ar bătea joc de el, de lucrat totdeauna, mai ales în fabrică, când era doar cu o camelă după el și ăsta gardienii de acolo se găse, se amuzau pe seama lui și zicea, băi, Crainic, băi, există Dumnezeu? Crainic, nu există Dumnezeu. Și dacă spui, uite, dau o camelă de și dădeau camelă de arpacaș de asta, și o mânca cu
era săracul. Dar același om, noaptea, l-am descoperit între paturile, îl vedeam cei care stăteau în cameră cu el, rugându-se între paturi și curgându-i sudoare, că se ruga cu atâta tărie că îi curgea sudoarea pe el. Și că veni vorba de el, a scris o poezie, Foamea. În țara turbilor și a câinii visez o mână de ciuperci, lăsați-mă în rând cu câinii la raiul lumei plin de terci. Obilo, și mai era prea mult și se încheie așa, Obilo, stivule, tu care cu cinci ciortani și doi și trei colaci, făcuși un munte de mâncare și săturași pe cei săraci, repetă-o bunule minunea și îndestulează mii de guri, iar mii ascultă rugăciunea, de coșul cu firimituri. Asta era Foamea lui Giurgiu și avea și clanie.